Locul 6 ocupat la Jocurile Olimpice de la Tokyo a făcut-o pe Bianca Gelber să renunțe la ideea retragerii și să continue până la Paris în 2024. Ea a câștigat încă un titlu de campioană la aruncarea ciocanului. Sincer să vă zic exact nu știu, dar foarte multe. Foarte multe, din 2009, cred. Performanțele mari se fac în vară și când e cald, nu acum, când e frig la 3 grade cu plus. O să mai fac un ciclu olimpic. Voi merge la Paris, unde îmi doresc foarte mult să iau medalie acolo. Nu contează de care e, medalie să fie. Alin Filifirica a confirmat la Națională că este cel mai bun aruncător de disc din țară. A fost un rezultat bun, un rezultat ok de început. Am reușit să trec peste bariera de 60 de metri. Sunt optimist pentru concursul ce va urma, pentru că peste o săptămână jumătate urmează să plec în Portugalia. Acolo se va desfășura Cupa Europei de aruncări lungi și sper să fac un rezultat cât mai bun acolo. În primul rând, vreau să mă văd aruncând din nou peste 65, pentru că atâta timp cât voi putea să dau constant 65 de metri, voi fi prezent în toate finalele, atât europene cât și mondiale.